Salutare, dragi prieteni! Bine ați revenit la un nou vlog cu mama, prieteni! Ce faci, mamă? Hai să mergem să mâncăm. Nu mănânc. Hai. Hai să mănânce fetițuca ta! Salută și tu, prietenii, mamă! Să mai primești pe tine, că prietenii sunt toți de partea ta și te iubesc foarte mult, prietenii. Ce le transmis prietenilor care ne urmăresc? Le drag și mie mi-e drag de ei. Și... să te urmărească în... să mă urmărească pe canalul lui Maria de la Straia, pe canalul lui Tomiță și Mândra și Ileana. Da. Dragi prieteni, am văzut un comentarii despre mama. Așa e ea, grasă. Deci. Știi, și așa e grasă, ea e grasă, vă rog frumos, să nu mai spuneți așa pe comentarii, pe Eva. Nu e frumos. Te deranjează că lumea vorbește de mama ta? Da, și să spun eu, așa fac de felul meu. Că fac așa, că am ticuri, că nu știu ce. Așa este felul meu, când vine iarna. Eu vara nu prea fac. Iarna așa... Toată lumea are probleme, prieten. Toată lumea are ticuri. Nu este om sănătos, să știți asta. Și eu am văzut în comentarii că ați jignit-o pe mama. Ba vă pare rău de ea, ba sunteți de partea ei, ba o jigniți. Dar să vă spun, o mai spun încă o dată. Lumea este liberă să comenteze cât vrea și să-și dea cu părerea cât da, vrea. Da. Nu trebuie să pui la suflet, mamă. Dacă vor să nu mai mă filmez, să spună pe comentarii. Păi și ce, tu faci după prieteni să nu te mai filmezi? Nu! Nu trebuie să asculți de lume. Dar nu trebuie să ne jignească lumea sau să vorbească. Mama mea... așa este ea, că ea a fost operată de, cum să zice, stai să le spun la prieteni. Eu am fost cu ea la spital și după operație asta se îngrașă. Multă lume se îngrașă după operație. Multă. Uite și Marița lui Pap. S-a operat, de aia este grasă. După operație depinde de om care se operează, ori slăbește, ori se îngrașă. Mama mea este, nu este după operație așa, că ea nu prea mănâncă mult. Și vă fără frumos, nu mai vorbiți urât despre mama mea sau despre mine. Nu-i bine de mine că am dezactivat comentariile. Nu, trebuie să punem la suflet familia nu noastră. Nu punem la suflet, da, omul când zice așa, să simte... jinit. Nu trebuie să punem la... hai să spun eu. Uite, familia noastră, de exemplu, bunicul Tomiță, bunica Ciocana. De ce să ne luăm după comentarii? Pentru că lumea e împărțită în două feluri. O parte din lume este bună, rar mai sunt oamenii ai buni, și o parte din lume este prea, este... nu, comentează urât. Nu, ești prietenii țin la mine și le mulțumesc că le... da, încă mai ai partea ta de oameni care țin la tine. Și le mulțumesc pentru comentariile care foarte frumoase despre mine. Asta e, mai vorbește lumea, mai jinește, da, nici chiar în alul ăsta nu merită, înțelegi? Na, uite, mai am și păi sunt oameni care nu te cunosc în realitate, de asta vorbesc așa urât, mamă, pentru că sunt oameni care nu ne cunosc și își dau cu părerea. De data asta. Și trebuie să-și dea cu părerea, pentru că noi ne-am dedicat viața pe YouTube. Nu ne-au pus ei, hai să faceți vloguri. Noi am făcut vloguri prima dată. Dar le dau dreptate. Vloguri de dragul lor. Da. De că ne iubesc. Că ne așa e lumea. Mamă. Și le mulțumesc pentru că sunt la mine. Stai un pic să vorbesc și eu, te rog. Că sunt la mine, că mă iubesc, că mă respectă, că le pare rău de mine și eu le mulțumesc pentru comentariile frumoase, chiar dacă nu le cunosc, chiar dacă le cunosc, chiar dacă... capătul celălalt, până la aici. Eu le iubesc, eu chiar că nu le cunosc, nu, eu sunt la ele. Mă uit pe comentariile la mama pentru că tu le-ai închis, înțelegi? Da. Și eu mă uit pe comentariile când mă duc la mama și... le-am închis tot de asta, ca să fii mai bun, să nu mai comentăm urât, dar... și... încă o dată, lumea e liberă să comentează cât vrea. Mai ales cei care nu ne cunosc mereu au o părere proastă. Omul până nu te cunoaște realitatea are o părere proastă despre tine. Iar tu, mamă, ar trebui să te înveți cum am învățat eu, să nu te intereseze de părerea mea. Pe mine nu mă interesează ce vorbește lumea, ce nu vorbește. Așa. Pe mine mă interesează viața mea personală. Ce fac eu, dar ce... le-ai spus și tu acum că na, mama ta s-a îngrășat după operație. După operație. Și despre ticul tău care l-ai și cam atât. Eu așa fac iarna, eu așa am ticurile iarna. Că vara n-am treabă. Vedeți, prieteni, după atâția ani ați supărat-o pe mama. Nu că m-a supărat, dar prea... mama e grasă, te la operație, că nici ea nu ai vrea. Uite și eu,
Uite, n-am slăbit, da? Uite, n-am slăbit. Unii sunt care sunt mai grași, unii sunt care slăbesc, unii sunt care stau așa și slăbesc, unii sunt de la operație, unii sunt de așa. Unii mai sunt supărați, unii nu mai sunt. Înțelegi? Nu e familie perfectă, nu e om perfect. Uite, hai că să spun, gata, uite, mă supăr pe tine sau pe Andreea sau pe Mândra. Mai am și mai mă supăr pentru că sunt supărat, înțelegi? Lucru. Dar nu neapărat să vorbească așa despre mamă. Am citit acum comentariile. Asta e. Nu trebuie să băgăm lumea de seamă. Și să zic una. Hai să spun. Rebela n-a fugit de acasă. A plecat de bună voie. Că a vrut să-și facă bani. Și a zis și muncește dincolo, prieteni. Și muncește dincolo. N-am fugit nici eu. Că dacă n-am fugit de 23 de ani, fug acum la bătrânețe. Așa a pus Larisa titlul de amuzament. Da. Iar mătușa mea, Rebela, puteți să intrați pe contul ei de TikTok. O să, da, stai pe o să spună Maria unde să intre sau o să arate un videoclip cu Rebela cu muncește, da, dincolo, și am avut, la pachete. Am văzut un comentariu, a mai fugit una. Nu e frumos. Să zic că a mai fugit, a plecat de plăcere, să-și facă banii ei, să aibă banii ei. Că și eu dacă aș pleca, cum m-a ajut să fac banii mei? Să am dincolo, banii la mei. Muncă. La muncă, să fac banii mei. Încă nu poate. Majoritatea țiganilor toți a plecat încă la vară. La vară. O să le apretai că tu și o să plec cu el în Andreea. Da. Serios vorbesc acum. Acum avem și noi, a venit iarna, trebuie aia făcută, n-are cine să ajute pe doamna Mândra, pe soacra mea. Că Mândra nu stă fără mine, să nu fac nimic fără, cum să zic, nu face fără mine nimica. Da. Absolut nimic. Nu, mai, nici tu, nici Maria, nu trebuie să puneți comentariile la suflet. Nu. Așa eram eu înainte, ascultă-mă, mami, așa eram eu înainte. Știi, stai liniță să spun, n-a plecat Rebela să zică că gata, am fugit. Așa eram eu înainte și toți, nu mai filmăm. N-am filmat trei luni de zile, ne vede lumea că filmăm, vorbește lumea de noi. Nu filmăm de așa, să nu ne vadă lumea, să nu vorbească lumea urât, nu. În aceste trei luni de zile, cât timp n-am filmat, n-a venit nimeni să ne dea un pahar cu apă sau să ne dea exact. O dădă de suc sau ceva. Noi filmăm și ca să avem un venit din YouTube, da. Și ne mulțumim cu vizualizările care le avem și cu banii care îi luăm. Nu sunt bani mulți, sunt bani puțini din YouTube. Pentru că nu suntem persoane publice ca să câștigăm mult, dar noi ne mulțumim și cu ce câștigăm. Iar în aceste trei luni de zile n-a venit nimeni să ne dea o doză de suc. Hai să ne spunem, suflet, cât a stat eu singură două săptămâni, voia să plecată, n-a venit la mine. Un singur persoană care a venit, mama a fost. Da. Și iar când ai venit acasă, tata și mama a venit o săptămână la rând. Da. Și ne-a adus și suc și a fost lângă noi. A fost alături de mine. Da. Eu când am probleme în casă, mama și tata sunt alături de mine oricând. Familia e familie, familia rămâne familie, iar aproapele rămâne aproape. Orice s-ar fi, oricâte probleme ar fi, oricâte certuri. De exemplu, ne-am certat în familie un pic și ne-am împăcat, pentru că suntem o familie, suntem... Nu putem să... Oricine, să mai încearcă da. În casă, oricine. Și se împacă. Probleme. Și eu am stat cu copilul meu, cu Roni, două săptămâni și prima a venit și socul meu. Da. N-a fost nimeni să-i dea un par de apă lui Tomiță. Dar nu mai a fost nici de neam și nu mai este. De asta noi, familia noastră, trebuie să filmăm și să ne ajutăm reciproc. Noi care suntem în casă, nu mă refer la neamuri, noi care suntem în casă, noi de noi, trebuie să fim uniți și să nu ne luăm după lume, pentru că lumea azi este cu tine, mâine nu este. Așa este exact. Prieteni, vă pupăm și vă dorim o zi minunată. A vrut și mama să mai vorbească și ea. Am vrut. Nu mai supărați pe mama, fiți alături de ea. Am văzut două comentarii. Trei. Și tu gata, ai luat foc de la trei comentarii. Nu trebuie să reacționezi nici tu așa, mami. Supărată pe prieteni, dar le-ai zis așa, ca fapt divers. Am zis să nu mai vorbească nici de Rebela, nici de mine, nici de mama. Da, că sunt... E familia ta și aia. E familia mea și eu țin la familia, la tata și la mama cel mai mult. Da. Și la surorile mele. Da. Așa e. Iar eu înainte nu mai filmam. Meu. Iar eu înainte nu mai filmam de comentarii. Și acum filmez pentru că
Nu trebuie să ne luăm după el. Chiar și la mamă, nu știu, dacă e, tu-ți mai e. Ca? Iar tu, mamă, trebuie să înțelegi că lumea e împărțită în două. Oameni răi și oameni buni. Oameni care ne cunosc, chiar oameni care nu trebuie ne cunosc. Trebuie să fim buni, lumița, da, cu toată lumea. Adevărat. Că dacă ești un om rău, nu e nimic. Adevărat. Dacă ești un om bun și dai sufletul tău la altul, și ajuți și faci, da. Dumnezeu te ajută. Dacă ești rea, da. Nimic al Dumnezeu. Salută prietenii și... Pa, prieteni, vă iubesc. Le spunem că este o vreme foarte proastă, nu mai facem treabă, stăm nu și noi... Nu facem nimic astăzi, că am făcut 2 săptămâni la rând, acum stau și eu. Stăm și noi, da. Îmi beau cafea și stau. Vă mulțumesc pentru comentariile frumoase, frumoase și urâte, na. Le mulțumesc la prieteni și pentru comentarii frumoase și pentru comentarii urâte. N-am nimic cu ele. Și am zis că desfaci un canal de YouTube. La mai târziu. Da, și să ne urmărească în continuare, că avem multe filmulețe frumoase. Foarte, foarte filmulețe, foarte frumoase. Cine dorește ne urmărește, cine nu dorește nu poate să dea scroll. Nu obligăm pe nimeni să ne urmărească sau să nu. Da. Așa este. Eu mă bat pe vlog pentru dragul lor. Da. Că m-au cerut pe vlog. Da. Așa și este. Dacă mai vorbește lumea urâtă, mă retrag. Iar te, nu, cum să te retragi? Nu, trebuie să te iei după lume. Nu, 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 nu trebuie să gândești așa. Nu trebuie să gândești așa. Te filmez și pentru, cum a zis bunica Ileana, da, filmăm și pentru bani, filmăm și pentru că sunt foarte multe comentarii despre noi, foarte multă lume care ne-a sunat în privat, noi nu mințim cu asta, multă lume ne-a sunat în privat, oameni de dincolo, de peste hotare. Hei, de ce nu mai filmați ce s-a întâmplat? Au zis oamenii, cine știe ce am pățit. Dar ce am filmat? Nu nimic, ești ok la mine. Da, suntem bine. Da, suntem bine. Faci ce vrei. Da, nu te oprești nimeni. Uite, bine, Andreea, am călcată. Da. Ia să vedem cine aduce. Se duce în casă. Cred că și mai fac un vlog mai târziu. Pe mine, fata mea, mă deranjează de când a venit cu nimica. N-a făcut nimic, a greșit. Este ok, stă, doarme, mai doarme cu mine, mai doarme cu bunica sa mândra, cu cine vrea, doarme. Și toată familia suntem foarte bine. Și suntem foarte fericiți, n-avem nimica. Dumnezeu ne ajută și îi mulțumim că ne ajută și că este alături de noi. Dar luminița este ok. Când va veni și rândul ei? O să fiu și eu bine la timpul meu. O să fie și ea bine. Da. Când va fi rândul ei? Vă pupăm, prieteni, și nu uitați să vă abonați. O zi înaltă, mâine o să vă povestesc trecutul meu, cum am trecut aici. O să vă povestesc trecutul meu. O să vă arăt niște poze cu galben de la nuta mea. Și o să vă spun multe, multe despre vă mine. Pupăm. Vă pupăm, urmăriți-ne.